Să rămână, bună ziua! Încep prin a le mulțumi sutelor de angajați ai centralei, care în perioada stării de urgență au lucrat în foc continuu, au asigurat funcționarea centralei prin izolare la locul de muncă, astfel încât să nu existe riscul pătrunderii coronavirusului în unitate, să nu fie afectată în niciun fel funcționarea centralei. Apreciez acest efort și sacrificiu și le mulțumesc echipei manageriale și sutelor de angajați ai centralei pentru devotamentul pe care l-au arătat. Pentru centrala nucleară avem planuri mari. Obiectivul nostru este să realizăm investiții de 8-9 miliarde de euro. Investiția privind retehnologizarea reactorului 1, de asemenea investiția privind construcția reactoarelor 3 și 4. După cum bine știți, de la instalarea guvernului nostru există o schimbare de abordare. Vrem să realizăm aceste investiții cu parteneri serioși din zona euroatlantică, parteneri care să aibă expertiza, tehnologia necesară pentru a putea susține realizarea acestor investiții fundamentale pentru dezvoltarea economică a României. În cel mai scurt timp, ca urmare a constituirii unei echipe la nivel guvernamental mandatată să exploreze cele mai bune variante pentru realizarea investițiilor, vom semna, vom negocia și vom semna acorduri, astfel încât să putem să demarăm aceste investiții fundamentale pentru România. De asemenea, este de mare interes investiția în instalația de detritiere pentru realizarea de tritiu și, în mod evident, este de mare interes și utilizarea izotopului cobalt 60, de asemenea un produs extrem de util și de căutat, care poate să genereze avantaje economice pentru România. Apreciez rezultatele echipei manageriale de la Cernavodă, care au reușit scăderea cu aproximativ 10% a costurilor, în special pe costurile de mentenanță, creșterea profitului cu 120 de milioane și în aceste condiții și creșterea venitului brut al angajaților de la 9.000 și ceva la 14.000 și ceva. Guvernul pe care îl conduc tratează cu o deosebită seriozitate centrala nucleară de la Cernavodă și investițiile care trebuie realizate aici la Cernavodă. Vă mulțumesc! Bună ziua, dacă sunt dacă sunt întrebări pentru membrii prezenți. Da, cu siguranță. Deja am făcut pas semnificativ. Când vom avea de anunțat înțelegeri serioase, le vom face publice. Gândim potențialii parteneri, negocierea condițiilor, astfel încât să fie cât mai favorabilă pentru România, schema de finanțare a acestor investiții și, cu siguranță, termenul 2030 este un termen pe care îl avem ca obiectiv pentru finalizarea reactorului 3 și 4. Mulțumim, mai vorbim. Mulțumesc.